Am revenit alături de Valer Botezan, primarul orașului sau încă a orașului Sărmașul. Haideți să continuăm puțin. Vă rog să-mi spuneți ce proiecte mai aveți în derulare și ce faceți în momentul acesta și cât de costisitoare sunt aceste proiecte. Sunt în derulare 5 proiecte europene, așa cum spuneam, construire creșă și modernizare spațiul urban adiacent, asfaltarea străzilor adiacente acestei creșe, modernizare casă de cultură, transformarea cinematografului într-o casă de cultură pe care vreau să denumim casă de cultură, centru cultural Ovidiului Moldovan. Dar să mai rămână și cinema să mai fie, că până la urmă da, cinema era cu tradiție în Sărmașul. Este în faza de proiectare și așa am discutat cu proiectanții ca să fie proiectat interiorul în așa fel încât se poată face și proiecții de film. Bineînțeles că vom dori să organizăm și un festival de film dedicat actorului Ovidiului Moldovan care s-a născut în Sărmașul. Și chiar dacă suntem la centru cultural care îl vom denumi Ovidiului Moldovan, un grup de inițiativă din satul Vișinelu, care este satul natal al lui Ovidiului Moldovan, m-a contactat și purtăm discuții să transformăm casa părintească în casă memorială Ovidiului Moldovan. Acum este în faza de acest proiect este în faza de inițierea unui asociații culturale fii satului Vișinelu, care în colaborare cu primăria să gestionăm această casă memorială Ovidiului Moldovan. Un alt proiect este construirea unui centru recreativ în Sărmașul, tot așa cu modernizarea spațiului public adiacent, străzile adiacente acestui centru recreativ. Și unde va fi amplasat acest centru? Acest centru recreativ va fi amplasat lângă terenul de sport. Într-o zonă și va avea o arhitectură deosebită. Sper să trecem peste un impediment legat că este în apropierea zonei CFR-ului și să începem în septembrie lucrările la acest centru recreativ. Care vor dura aproximativ? Care vor dura 24 de luni conform caietului de sarcini, dar nu mai mult de 31 decembrie 2023. Am înțeles. Până 31 decembrie 2023 acest centru recreativ va fi pus în funcțiune. Bun. Pe lângă aceste proiecte care trebuie să recunosc că aceste proiecte au fost inițiate în 2015 de către 2016 de către vechea conducere împreună cu consultantul de care vă spuneam pe fonduri europene care este un consultant foarte bine pregătit. Sunt inițiate din 2017, cum spuneam, de vechea conducere, trebuie să recunosc acest lucru, însă așa cum era problema cu școala Balda care trebuia finalizat până în noiembrie 2020, așa fiecare proiect, să știți că are câte o mică chichiță pe care eu și cu echipa din primărie am încercat și am reușit să le rezolvăm și să le punem în operă și greul de acum începe de la implementarea lor. Sunteți un primar care acuzați greaua moștenire? Nu vreau să acuz greaua moștenire, vreau doar să spun că sunt niște realități pe care oamenii le simt. Nu, eu vă întreb ceea ce ați găsit în primărie. Aveți datorii foarte mari? Da, datorii cu facturi neplătite nu sunt, trebuie să recunosc acest lucru, însă am fost surprins să primesc în mapa de lucru solicitări de la diferite firme care au calculat penalități de întârziere pentru că au fost plătite în trecut unele facturi la lucrări executate cu întârziere. Și vă dau un exemplu. S-au făcut niște asfaltări pe bani din împrumut în localitatea noastră și... Împrumut bancar? Împrumut bancar, da. Și una dintre facturi a fost plătită cu întârziere. Ei, nu știu de ce la vremea respectivă firma nu s-a îndreptat spre vechea conducere, spre a cere penalitățile de întârziere. Imediat după ce am fost investit primar, la câteva săptămâni, am primit această înștiințare că conform contractului, bineînțeles, contractul încheiat între primărie și executant, datorită întârzierii la plata facturii, pe această lucrare de asfaltare din împrumut,
1.156.000 de lei. De asemenea, la finalizare... Și ce s-a întâmplat cu această sumă? Ați plătit-o? Această sumă a fost contestată deocamdată de către birou juridic în instanță. Încercăm să vedem motivul pentru care nu a fost plătită la timp și dacă este un motiv legal, să câștigăm în instanță și să nu trebuie să, să, nu să o plătim. O altă probleme. Restanță la plată în sumă de 238.240.000 de lei e la o factură de execuție grădiniță. Tot așa s-a plătit cu întârziere o factură de 475.000 de lei. Dar vorbim, când s-au întâmplat? În ce an? În 2020, la sfârșitul mandatului? Nu, sunt facturi care au fost undeva plătite cu întârziere prin 2017-2018. Și au venit 2019. La 2 ani. Și au venit la 2 ani, la 3 ani cu aceste... Sunt sume 238.000 cu 160.000, deci se adună la buget pe care eu trebuie să am în vedere că avem posibilitatea să pierdem în instanță și va trebui să-i plătesc. Pentru că oamenii n-au făcut altceva, firma executantă, decât să aplice contractul. După un anumit timp. După un anumit timp. Acum, de ce au întârziat, nu știu. Ați avut probleme cu popriri? Să aveți popriri pe conturi? Da, din popriri. Nefericire am avut și această... Ați trecut prin toate etapele în timp foarte scurt. O poprire care s-a rezolvat săptămâna trecută, înainte să... Pentru că cei de la ANAF ne-au atenționat în timp util că au primit acea poprire de la un executor judecătoresc, din cauza stației de epurare, care nu funcționează la capacitatea proiectată, deci nu tratează suficient apele uzate, primim periodic o anumită sancțiune, să spunem, din partea Apelor Române, care, să știți, că se ridică la câteva zeci de mii de lei pe an, până într-o 100.000 de lei. Și o astfel de factură de penalități pentru neconformitatea apei deversate în Apele Române de 18.000 de lei a fost neplătită, tot așa din 2017-2018, Apele Române au câștigat în instanță și au făcut o poprire. O altă poprire... Bun, dar numai puțin stați să rămânem aici. Dacă dumneavoastră nu rezolvați problema, aceste amenzi o să le primiți cu regularitate. Da. Apele Române au obligativitatea să ia probe din apele tratate corect, și deversate. Și asta dacă nu corespund cu autorizația de gospodărire apelor emise de Apele Române, ei calculează aceste... Ok, și ce faceți dumneavoastră împreună cu echipa pe care o conduceți referitor la această problemă? Am angajat un consultant și un expert pe stații de epurare și vom retehnologiza stații de epurare pentru ca toate apele uzate, tratate, să fie conforme. Când se va întâmpla acest lucru? Eu sper ca anul acesta să finalizăm proiectarea și pe Planul Național de Reconstrucție și Reziliență la anul să... Deci câteva amenzi mai primiți și după aceea se rezolvă problema. Nu este vina mea, pentru că 20 de ani de zile nu a fost rezolvată această problemă. Nu, eu și vreau nu, să... aș fi foarte fericit să am o baghetă magică, să dau din ea și să rezolv problema. Încă n-am găsit. În birou nu era, când ați preluat birou nu era nicio baghetă magică acolo. Nu, până la urmă trebuie să știe lumea care sunt problemele și ceea ce ați preluat și de ce se întâmplă. Mă soase cineva din Sărmău să zic că haide să vezi ce la noi, că mergem ca cu barca. Și zic, bun, această problemă e de 5 luni? Nu, această problemă e de 30 de ani. Da, să știți că oamenii au foarte multe așteptări. Am primit și mesaje pe rețelele de socializare în care mi s-a reproșat că drumurile sunt proaste. Păi da, drumurile sunt proaste că a fost o toamnă ploioasă și că 20 de ani s-au modernizat cum s-au modernizat. Nu poate fi vina mea după câteva luni de zile să fiu acuzat. Credeți-vă că poate să fie, deci nu, da. Adică lumea percepe pe primarul în funcție. Eu cred că și am încredere în capacitatea de analiză și de a vedea lucrurile a cetățenilor din Sărmașu și vor avea răbdare până se vor rezolva aceste lucruri. Că nu, v-am spus, dacă aș fi avut bagheta magică să le rezolv peste noapte, aș fi făcut-o cu drag.
Dar ați găsit-o. N-am găsit-o și chiar dacă nu mă aștept, măcar un mandat jumătate vreau să aibă cetățenii în Sârmașul Răbdare pentru a putea vedea cu adevărat realizările. Da, acum trebuie să spunem că dintr-un singur mandat minuni nu se pot face. Așa este. E foarte greu. Plus că acum vin niște bani europeni care probabil aceste proiecte se vor implementa undeva pe la sfârșitul mandatului. Pentru că ca orizont de timp, majoritatea proiectelor eu intenționez să le finalizez până în 31 decembrie 2023. Cel cu extinderea rețelei de canalizare, care este un proiect mai complex, probabil că va merge până în 2024-2025. Bun, asta a fost întrebarea mea, cum vedeți Sârmașul peste 10 ani, în 2031, pentru că nu puteți să faceți proiecte doar pe 4 ani. Adică trebuie să vă gândiți la cel puțin 10 ani de zile, și atunci, cu siguranță, o să puteți să spuneți, uite, acum 10 ani a fost așa, acum după 10 ani e exact cum mi-am dorit eu. Și să dea Dumnezeu, să rămân și un loc foarte drag mie, pentru că am neamuri acolo și am avut în vacanțele mele de vară, am copilărit pe la Balda, mai exact. Și chiar mi-e foarte drag localitatea și locul de acolo și oamenii. Și trebuie făcut ceva, pentru că în momentul de față Sârmașul nu e ceea ce trebuie să fie și nu arată cum trebuie. Și cred că ăsta e unul din motivele pentru care ați luptat ca să ajungeți aici, să schimbați fața acestei localități. Mă înșel? Nu vă înșelați. Eu nu pot decât să spun că peste 10 ani Sârmașul va arăta total diferit decât arată acum. Va avea apă, canalizare funcțională, va fi un oraș întinerit, va fi un oraș cu creșă, cu școli moderne, cu asfalt pe toate străzile. Acum rămâne să vedem și statutul, oraș sau comună. Dacă oamenii vor fi mulțumiți și vor considera că avem condițiile de oraș și fondurile europene se atrag mai ușor ca și comună sau ca și oraș? Pentru administrația publică se atrag la fel. Un avantaj are devenit la statutul de comună pentru investitori, pentru că zona este preponderent agricolă. Și aici investitorii din acest domeniu de activitate au întâmpinat unele probleme la accesarea fondurilor europene pentru a dezvolta afacerile. Bun, dumneavoastră mai aveți un avantaj, la Sărmășel Gară, aveți o zonă care poate să fie turistică, practic, și să aduceți turiști. Sărmășel Gară. Da. Să aveți acele izvoare. La Sârmășel Sat. Sau la Sârmășel Sat, scuze. Au fost băile Sârmășel. Da, este, să spun așa, emblema localității noastre, gazul natural, care a dus faimă localității Sârmășel, pentru că acolo s-a forat în 1909 și s-a pus în producție prima sondă de gaz metan din Europa și a patra din lume. În momentul în care s-a forat această sondă, undeva s-a produs o explozie la o distanță de 400-500 de metri, unde au rămas niște focuri vii, focuri de suprafață. Când eram noi copii, spuneam la bulbuc, pentru că era o zonă mlăștinoasă și tot timpul gazul care ieșea din pământ crea anumite zgomote care noi spuneam că bulbucă. La un fel de vulcan orăși. Da, exact. Și se pare că în noroiul ăla de sondă ar avea ceva proprietăți curative. Chiar o mare perioadă de timp veneau persoane vârstnice din diferite zone ale țării în care se tratau de anumite dureri de oase, de încheieturi, de... Da, va trebui să... Și să nu încercați să readuceți faima locului? Eu voi încerca, bineînțeles că voi încerca. Din păcate, zona în care au fost aceste băi Sârmășel au fost vândute unei persoane private. Dar probabil că printr-un parteneriat public-privat se va putea pune în valoare această bogăție a localității. Bun, având în vedere că noi suntem o televiziune și trăim din publicitate, mai trebuie să luăm un calup publicitar. În 3 minute ne revedem. Stați pe poziții să vedeți ce va face primarul din Sârmașul.